prieteni! Astăzi o să învățăm să citim ora la ceas. Hai să vedem cum arată ceasul cu ajutorul acelui. Un ceas are trei acele. Acele ace sunt secundarul. El este acul care arată secundarul. Este acul care se mișcă și cel mai repede. Rudarul. Rudarul arată minutele. Și orarul. El arată orele ceasului. O oră are 60 de minute. Și fiecare minut este format din 60 de secunde. Hai să vedem minute. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa mai departe. Va ajunge la 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 și până la 60. Va ajunge acum ceasul la 60. Acolo a făcut o rotație completă. Dacă rotația a fost completă de acul secundar, de la 12 la 12, înseamnă că a fost 60 de secunde. Tot cu minut! Iar atunci când minutarul face rotația, de la 12 până la 12, înseamnă că a fost 60 de minute. Adică o oră! Dacă rotația a fost făcută de orar, de două ori, înseamnă că a trecut 24 de ore. Înseamnă că a trecut o zi întreagă. Adică de dimineață până toate. Și e ora să ne culcăm. Haideți copii, dacă v-ați plăcut videoul ăsta, dați un like și subscribe. Pa, pa!